Salut tuturor, sunt Eduard și astăzi, așa cum v-am promis, o să discutăm despre comunicarea asertivă. Ca să definim puțin ce este acest gen de comunicare, aș putea pe scurt să vă spun că este vorba despre un mod de a expune o problemă printr-un limbaj clar, argumentat, ferm, însă respectos, care să nu încalce drepturile și demnitatea celorlalți. Ca să intrăm puțin în partea tehnică a comunicării, aș vrea să vă împărtășesc că există trei tipuri de mesaje pe care le transmit oamenii atunci când vor să expună o serie de idei unui interlocutor. Și anume, mesajele pozitive, care înseamnă, așa cum vă spuneam, complimentele și aprecierile. Mesajele neutre, negocierea nevoilor și trei mesajele negative, critica și răspunsul la critică. În materialul de astăzi voi vorbi doar despre primele, adică aprecierile și complimentele, iar ulterior voi face un video pentru fiecare dintre celelalte două. Înainte să începem, vreau să precizez că aceste metode vin în urma studiilor realizate de către experți. S-a demonstrat că dacă aplicăm genul ăsta de comunicare și ea devine un automatism, în timp va crește eficiența comunicării cu ceilalți. Așadar, aprecierile și complimentele. Nu știu câte lume s-a gândit să introducă uzual în stilul de vorbire complimentele adresate persoanelor cu care interacționează și să urmărească în același timp dacă se schimbă ceva. Aici nu vorbim de lingușeală, tocmai pentru că aceste complimente trebuie bine calibrate, fiindcă altfel pot avea efecte adverse, adică să lezeze persoana din față, tocmai pentru că se simte folosită sau foarte departe de complimentul pe care tu ai dorit să-l adresezi. Dacă, de exemplu, mergi la un ghișeu și doamna funcționară din fața ta este supraponderală, E inoportun să vii cu un compliment de genul ce bine arătați, fiindcă s-ar putea să privească acest lucru ca pe o ironie și, evident, că nu-și atinge scopul. Poți lăuda coafura sau un obiect vestimentar și doamna, cu siguranță, va primi mult mai bine complimentul respectiv. Poate vi se pare o temă simplă și neimportantă, dar gândiți-vă cum vă simțiți voi atunci când primiți un compliment. De la cineva și cum vi se schimbă starea. Dacă modul ăsta de comunicare devine un automatism, veți constata în timp că el descrețește frunțile și pune un zâmbet pe buze, Și astfel vă poate ușura interacțiunea cu oricine. Spor la treabă și ne vedem data viitoare cu mesajele neutre, respectiv negocierea nevoilor. O zi minunată!